dacă nu a costat destul sediul Consiliului Superior al Magistraturii, pe 4-5 milioane când l-au cumpărat, s-au apucat să bage și marmură neagră acum. Și n-ai face pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Dar și așa au costat vreo 4-6 milioane sediul ăsta când l-au cumpărat. Am și marmurile. Cumpărat statul? Dar cum? Dacă recent, vreo 4 ani în urmă. Guvernul Republicii Moldova, cui aparține imobilul ăsta? Cui a aparținut? De la cine l-au cumpărat? Cuiva i-a aparținut, știa, scria presa câte milioane au dat pe el. Și statul n-are imobile care se, în care se încap și... Bun, admitem că n-are și-au cumpărat. De ce s-au apucat să-l repare la 4 ani? Așa de mulți bani au? Domnul Micu, bună ziua! Am venit să protestăm. Pentru ce? Că mă ta, Consiliul Superior al Magistraturii, menține judecătorii cei care m-au condamnat la 7 ani de pușcărie, voi susțineți. Dar și fără marmură neagră nu puteți, domnul Micu. Domnul Victor Micu, puneți-l la punct judecătorii cei care mi-au dat 7 ani de pușcărie și vreau la pușcărie să mă ucidă. Puneți-l la punct. El are nevoie de aceștia, la dosare fabricate sunt necesare.